Seara, domnule, domnișoarele și domnilor! Bine ați venit la Galeriile IAR de la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, sediul nostru permanent, sediul Asociației IAR. După cum știți foarte bine, Asociația IAR a avut să fie și cred că reușește să fie, cum am spus totdeauna, o mică, mare familie. Deci sunteți bineveniți oricând, rain or shine, mai ales că astăzi plouă și de aceea chiar sunt surprins de audiență, pentru că nu este o vreme foarte, foarte frumoasă afară, s-a răcit și plouă, dar când ne place arta, facem sacrificii. Astăzi se sărbătoresc mai multe evenimente. Este ziua Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu, sunt cele 3 zile ale bibliotecii, care Biblioteca Mihai Eminescu, gaza noastră, unde avem sediul permanent. Astăzi este Mihail și Gabriel și urăm la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Mihai, Mihail, Gabriel, inclusiv domnul Mihai Păscăruș. Astăzi se mai sărbătoresc câteva zile onomastice, pentru care și Rareș Neagru, dacă este aici, este unul dintre artiștii care expune pe semnele noastre, este ziua lui de naștere. Deci, și printre altele, avem și evenimentul pentru care ne-am adunat tot aici în seara aceasta, Salonul Internațional de Toamnă, ediția 3-a 2016. Din punct de vedere al participării, aș dori să mulțumesc tuturor artiștilor care au avut curajul și plăcerea de a expune pe semnele noastre. Avem artiști din Israel, din Franța, din România, din Statele Unite, din Spania, Grecia. Din Grecia. Creștem și suntem mândri de voi, suntem mândri de noi și sper mai departe să colaborăm și să ducem arta românească, nu numai arta ieșeană, într-adevăr peste hotare, prin relațiile pe care le avem pe piața occidentală, expunem arta și artiștii care expun pe semnele noastre la o nouă lume, o nouă audiență, audiență care va fi foarte benefică pentru cariera lor artistică mai târziu. Cu aceasta, am să dau cuvântul domnului Mihai Păsăguș, încoace la mulți ani, și vă rog frumos, prezentați expoziția, după care vom avea câteva diplome și vă vom mai spune câteva cuvinte despre sponsorii noștri, prietenii noștri și asociația IAR. Bună seara! Mă bucur că suntem împreună, pentru că și eu vă sprijin pe dumneavoastră și văd și dumneavoastră mă sprijiniți pe mine, într-un fel afectiv. Am întârziat câteva minute, văzând că strada este foarte aglomerată, am constatat acest lucru și sigur că mi-a creat o anumită stare din dispoziție, pentru că eu sunt un parolist. Îmi place să fiu punctual, îmi place să respect cuvântul și când am văzut că sunt în situația de a întârzia, m-am agitat puțin. S-ar putea ca starea de agitație să o transmit puțin și sălii. Da, sunteți liniștiți, odihniți. Primele 5 minute. Așa, primele 5 minute. După ce e mai greu, mai ușor. Am fost invitat să
vernisez această expoziție și n-am putut decât ieri, pentru că nu s-a putut, n-au venit lucrările și sunt unele care nici nu le-am văzut. Nu le-am fotografiat, doar le-am văzut acum. Ceea ce creează o senzație de disconfort și pentru critic, și pentru organizatori, și pentru dumneavoastră. Adică ar fi bine ca în viitor, nu spun asta, cu titlul de prietenie așa, să trimiteți lucrările în timp, ca să se poată face managementul artistic în timp, din toate punctele de vedere. Și sigur că aceasta influențează asupra poziției, asupra concepției care se creează și a mea asupra lucrărilor și posibil un material care îl poate cere oricând presa, fiind presați de niște evenimente ca acestea, să nu le putem răspunde cum trebuie și așa mai departe. Oricum, văzând expoziția, sunt un număr mare de participanți. Eu cel puțin nu mi-amintesc că într-o sală așa de mică, 48, cam așa ceva, de persoane care participă, 48 de lucrări. 55 de lucrări. 55 de lucrări, poftiți. 55 de lucrări ca să pătrund în acest spațiu. E adevărat că nu sunt toate de aceeași mărime, dar nu se discută asupra valorilor deocamdată. Afirmația pe care le voi face eu, aș zice că se bazează pe rațiunea suficientă, adică pe acea rațiune sau pe acel principiu de logică care spune că fiecare argumentat, fiecare afirmație sau negație trebuie să fie sprijinită pe dovezi, pe dovezi obiective. Ori în cazul artei, noi nu avem de face cu dovezi obiective. Avem de-a face cu dovezi subiective, cum spunea Immanuel Kant, aici e paradoxul subiectivității obiective. Adică în artă tot ce este subiectiv este și obiectiv. Ceea ce dumneavoastră luați din natură, din reprezentările pe care le aveți dumneavoastră în creația artistică, se exprimă printr-o formă care este tot subiectivă în ultimă instanță, dar e o subiectivitate obiectivă. Pentru că ea se exprimă printr-un material, printr-un spațiu, printr-o ramă, printr-o simbolistică, a face să apel la cultură, a face să apel la poezie, a face să apel la metaforă, la atâtea și atâtea lucruri care sunt, în ultimă instanță, totul subiectiv. Ei, dacă argumentăm cu aceste subiectivisme, cineva ar putea să spună, păi stai bine, că aici este un adevărat iluzionism. Da, arta se realizează, se corectează, se corelează și cu iluzia. Pentru că în artă, cele mai multe sunt iluzii și iluziile sunt toate. Pentru că iluzia este într-o relație de adevăr cu arta. Dacă artistul nu ar fi un bun iluzionist, n-ar putea să creeze senzația despre o nouă realitate. Pentru că, efectiv, arta pe care o propunem noi, pe care o propuneți dumneavoastră în primul rând și pe care eu o exprim în cuvinte aici, mă rog, am o atitudine față de ea, este o iluzie în ultimă instanță. Și această iluzie are... Dar nu este o iluzie politică, nu este o iluzie bazată în echivalentul cu minciuna, pentru că uneori și minciuna este o iluzie, dar este o iluzie de altă natură, natură morală, natură politică. Așa încât ceea ce faceți dumneavoastră aici și propunerile care mi le-ați făcut dumneavoastră de tematică, o tematică foarte diversă, o tematică care merge de la natură, la subiectivitatea noastră internă, la lucrurile decorative care ne înconjoară, la tot ce este realitate obiectivă, dar nu realitatea obiectivă privită material, ci privită spiritual. Și această realitate subiectivă o reprezentați dumneavoastră cu ajutorul metaforilor, cu ajutorul altor figuri de stil în lucrările pe care le prezentăm de data aceasta aici la noi. După cum am constatat, aici avem de-a face cu pictură, în sensul tehnică al cuvântului, grafică, cu sculptură și cu artă decorativă. La artă decorativă se pot mai comenta și alte aspecte, dar în general astea sunt artele care participă în seara aceasta la salon. Dacă privim din punctul de vedere al stilurilor, putem să pornim de la ideea că găsim de la stilul naiv, naiv într-un fel spus, pentru că nu e vorba de o naivitate de gândire, ci o naivitate de exprimare stilistică.
Și această artă naivă o găsim prezentă la anumite persoane, găsim impresionism, găsim expresionism, găsim futurism chiar, unde e lucrarea lui Bardos, este, era aici, da, nu mai este, s-a mutat acolo, da, dar era aici. Așa, și am zis că este o lucrare de natură futuristă sau futuristă, cum se spune. Da. Mă rog, e o lucrare care sugerează mișcarea, mișcarea într-o expresie cu totul specifică, cu totul la parte. Și de ce n-am spune și impresionist, pentru că și impresionist este prezent aici, la dumneavoastră. Ca tematică vedem natura, vedem lucrări, vedem ca tehnică, vreau să spun. Pictura ca atare în ulei, găsim grafică, ca tematică găsim peisaj, găsim naturi statice, găsim flori care au o expresie foarte la obiect, în sensul că este legată de sufletul dumneavoastră, pentru că atunci când vezi și cum avem de-a face în ultimul timp cu un număr mare de doamne și domnișoare care se exprimă în plastică, ele sunt cu un pas sentimental înaintea noastră. Noi bărbații suntem ceva mai reci, mai rațional, aș zice. Dar nu înseamnă că le depășim ca rațiune, pentru că acolo e vorba de altceva. Cum spunea un mare filozof francez, rațiunea feminină se vede în feminitatea ca atare, se vede în starea sentimentală. Deci este o logică a sentimentului care depășește logica rațiunii uneori. Și nu întâmplător, femeile sunt cele care au o intuiție mai bună decât noi bărbații, pentru că noi calculăm fiecare lucru în parte și uneori ne iese greșeli în calcul. Femeile nu fac așa, femeile intuiesc clar, merg aici și nu dau greș de cele mai multe ori. Puține ori în viața lor mai dau și greș, asta e adevărat. Da? Ce se face? Asta e viața. Da, chiar da. Da. În vederea, sau mai bine, în acțiunea de vizualizare a lucrărilor, am constatat că avem artiști cu o experiență foarte serioasă, foarte bogată, artiști cu renume în orașul Iași și în orașul de Jur și în județul de Jur, bineînțeles, care sunt prezenți aici la noi, sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, sunt membri ai Fondului Plastic, deci colaboratori activi ai Uniunii Artiștilor Plastici, avem tineri care s-au manifestat, nu înseamnă că sunt, noi găsim în colțul ăsta, dar nu înseamnă că sunt puși la colț. Sunt tineri de valoare, care sunt tineri talente, care ne somează, cum se spune, să fim atenți că vin din urmă și ne calcă. Și vin cu seriozitate, vin foarte serioși. Uitați-vă la ele, ne prinde funda, întâmplător am luat numele acesta, întâmplător, sau Rareș Neagu, sau alții care au mai fost pe aici și care mai sunt, sunt tineri talente bune. Vedem de asemenea că unii dintre artiștii de aici sunt cu un renume, aș zice, patinat deja, cunoscuți, oameni cu faimă, oameni care urmea îi cunoaște foarte bine și putem să vorbim despre Munteanu, Vodă, Ștefan, Cătălin, care este aici, e cel mai înalt dintre noi tot, dar nu l-am văzut pentru că e cel mai înalt, ci l-am văzut pentru că trebuie văzut și este adevărat. Avem pe Ciara Negoiescu din rândul artiștilor cu faimă în Iași, avem familia Monica Stelian și cu Merișor Dominte, avem pe doamna de la Galați, cum îi spune, da, așteptați un moment, vă spun, Macari Crenguța Corina, care a primit un premiu special, premiu național, aș zice, la Eminescian, la Eminescu. Și mulți alții de aici sunt premiați sau alții care au condiția de a fi premiați. Recunoaștem de asemenea o altă serie de lucrări aici, cum ar fi al lui Mutihaca Anișoara, Păcurar Gabriela Claudia,
Stoian, Magardigian, Elena, Surgiu, Robu Calistrat, Lebejoară Ovidiu, care vine cu... Dacă acel cam... Nu e partea stângă. Nu e, Calistrat. Calistrat, Robu este... Da. Lebejoară este... Ana din Corsia. Da, de acolo, da. Așa, și cu Arhanghelul Mihail, bineînțeles, o formă ironică, caustică, merge și pe fond de naivitate și pictură naivă, cum merge și al lui Calistrat, dar nu e vorba de pictură naivă în totalitate, ci stilul merge spre naivitate, în sensul că invocă un fel de compoziție de tip oriental, în care sunt invocate istoria, literatura, poveștile și forma în care exprimă compoziția, dă o nuanță de orientalism. Sigur, multe influențe sunt aici. De asemenea, o găsim între cei prezenți și pe Silvia Ikim, aici, așa, cu păduri de mestecene din mestecene, știți vreodată că sunt ai rușilor, în primul rând, pădurile din nord. Dar nu mai Rusia, Rusia acum ca suprafață cea mai mare, dar găsim mestecene și în Finlanda, și în Suedia, și în Norvegia, încă așa e specifică. Ei, inundate de lumini și forma în care o exprimă, se apropie undeva din realismul rusesc. Nu pot să spun că ar fi influențată de realismul rusesc, pentru că există influențe și influențe. Toată lumea primește influențe de undeva. Fie o topește în sufletul său și o redă într-o altă expresie aparte, și așa mai departe. Aș face o mențiune specială asupra prezenței doamnei, pentru prima dată o văd aici, prezentă Mădălina Dorofte, nu știu dacă este aici sau nu. Aici, da. Mă bucur că doamna Mădălina Dorofte vine cu o lucrare care este, era acolo, așa aici, partea asta, o inspirație din tehnica populară, dar stilată, stilizată și expusă într-o manieră geometrizantă, bineînțeles, prin stilul catare. Aș zice că este o doamnă cu un potențial artistic deosebit, cum sunt mulți de aici, dar am vrut să remarc prezența și aș dori ca să fie mai mult prezent aici, nu să vină numai acum și după aceea să dispară, nu? Sper că o să mai veniți, nu? Pentru că m-am mirat de multe ori că doamna nu participă, stă izolată așa într-un colțișor, nu zice nimic, nu participă mai ofensiv la o serie de expoziții, pentru că are ce să spună și ca domnia sa sunt multe alte doamne de aici. A zice de asemenea și doamna Măgărdigian Elena, care a mai văzut-o prezentă aici și are o exprimare foarte personală, bineînțeles, cu o compoziție specifică. Aș remarca o legătură foarte puternică între poezie și pictură la doamna Cela Negoescu, unde are o posibilitate extraordinară de a îmbina metafora literară cu metafora plastică și ajunge la o expresie totuși puțin specială. Nu știu pe undeva era... Acolo, da. Partea de dreapta. Așa, da. Nu era acolo. Ați mai modificat dumneavoastră. Era în altă parte. Să mai schimbă, da. M-ați derutat pe mine. Calul s-a mutat, nu eu. Calul s-a mutat și după el a adresat. Metafora aceasta este o continuare a altei suite de metafore unde este implicat și calul, dar nu numai calul, și omul, și viziunea umană în general, și metafora plastică suferă o influență poetică, are o încărcătură poetică deosebită, în sensul că și din punct de vedere plastic, doamna găsește o soluție foarte frumoasă pentru a exprima gândul din tema, din temă. Sigur, sunt foarte multe lucruri de spus. Aș zice și Galora Silvia, Liliana, din Israel. Acolo, așa. Care... Acolo, jos.
așa acolo jos, da, o grafică și avem elemente de grafică aici, multe, mai multe elemente de grafică și cele de aici sunt de grafică într-un fel, deși se apropia și fotografie, sau poate că este un amestec între grafică și fotografie, dar Liliana Galor de acolo are o grafică și numai de acolo, se apropie mult de haiku japonez. Deci cu elementul de haiku în sensul de tactilism remarcabil, care scoate în evidență și nu numai doamna Galor, ci mai sunt aici exprimări de acest gen. Ar zice că... Da, eu vă spun imediat. Francescu Iuliana, peisaj. Francescu, nu e aici? Acolo, tot acolo s-a schimbat. Francescu Iuliana, care prezintă un peisaj de gheață undeva, cu... Așa, și acest peisaj de gheață, tot așa, se apropie mult de exprimarea japoneză, de haiku. Nu spun că are influență de acolo, dar undeva, în infrastructură, toate artele comunică. Comunică poezia, muzica, pictura, literatura, toate, filozofia, dacă scoate numai și această artă, deși cândva făcea parte din artele, așa numitele, șapte arte liberale, făcea parte filozofia aproape în totalitatea ei, cu excepția ontologiei, care aparține alte domenii, dar logica făcea parte de acolo. Și multe, multe, dacă stăm să ne gândim, Avădanie Luminița, este aici? Doamna Avădanie? Aici. Da. Doamna Avădanie are un expresionism foarte interesant, cu profil feminin, tot așa, cu un tactilism foarte subliniat și parcă vine dintr-un spațiu istoric foarte îndepărtat. Și cromatic o rezolvă bine. Sigur, se apropie undeva de expresionism, dar nu înseamnă de expresionism. Majoritatea oamenilor sunt figurativi, impresioniști sau expresioniști. Dar nu găsim poate ceva la familia Onica Stelian și Merișor Dominte, să găsim expresie abstractă. Și abstracționismul de acolo în anumite limite, pentru că abstracționismul nu este în forma aceea care să fie recognosibil. Găsești niște linii de forță care te duc la niște mesaje, care te duc la un simbol anume. Și toate acestea se regăsesc la noi aici. Deci aș vrea să mai remarc de asemenea prezența în expoziție și a unei alte doamne care este cunoscută, Neași, foarte cunoscută, are un public foarte larg, apreciată de mulți critici, și anume doamna Elena Cojenel. Nu văd pe nimeni aici, parcă, nu este? Aici. Da, este aici lucrarea, da, dar din familie, nu am văzut pe cineva. Elena Cojenel, care de asemenea este o adeptă a clasicismului și încearcă să combine clasicismul, să-i dea suport poetic și linia, armonia clasică. O găsim la mulți, dar o găsim și la ea. Și ea este o adeptă înflăcărată a acestui clasicism, nu renunță sub nicio formă la el, indiferent câte eventuale înțepături ar lua sau câte aprecieri sau neaprecieri s-ar face, ea nu renunță la așa ceva. Și de bună dreptate, cum spunea un mare pictor care este îngropat la noi la Iași, Sabin Bălașa, ea a încercat să corecteze ceea ce au stricat unii artiști moderni care s-au aruncat în expresionism și l-au desfigurat, au desfigurat imaginea. Ei, ea păstrează, și numai ea și mulți alții de aici, păstrați imaginea, tocmai pentru că publicul, oricare ar fi el, în ultimă instanță, cum spunea un mare estetician englez, totul este perceput prin formă. Dacă nu ai formă, nu se poate percepe. De acest lucru le-a dat niște replici la timpul lor Picasso, care și el lucrează cu triunghiurile, cu dreptunghiurile, cu brac la fel, dar le-a dat niște replici usturătoare. Nu e chiar așa. Faceți voi, dacă puteți. Un soldat german, apropiindu-se de o lucrare de-a lui care
când a ocupat Parisul, Picasso era în Paris și stătea la lucru. Și au învălit ostașii germani în biroul lui, în atelierul lui. Și unul zice, păi ce e aici? Dar se uită la el, dar nu uita cine ești. Cum, mă cunoaște de care? Cu svastica germană? Nu te cunosc. Dar tu îmi cunoaște lucrarea mea? Nu cunosc. Păi vezi, ia ca fiecare nu cunoaște pe celălalt. Și Picasso cu această ocazie a vrut să spună că simbolistica contează foarte mult în ceea ce facem noi și în ceea ce dirijăm sau spre aspectele pe care dirijăm lucrurile. El a folosit o simbolistică foarte interesantă și a luat-o din viață, pentru că a constatat că lucrurile se descompun la rândul lor, fie în sfere, fie în dreptunghiuri, fie în triunghiuri, fie în patru latere, și le-a dat măsura cuvenită și le-a exprimat și s-a ajuns la acel cubism, așa zis, cubism analitic, sintetic, care au dat formei o înfățișare care nu s-a așteptat nimeni până atunci și mulți la mâine stau. Dar nu aveau niciun drept să-l administreze, pentru că, în ultimă instanță, toate lucrurile se descompun celular în aceste elemente. Așa încât, dacă desfacem fiecare lucrare și ne uităm la microscop, vom vedea că, într-adevăr, aceste componente ale lucrurilor, în afară de cele mari care se alcătuiesc compoziția, avem o infinitate de elemente mici care compun suprafața. Și această suprafață este discutabilă, comentabilă. Discutabilă și spațial și cromatic și așa mai departe. Ei, aici în expoziție găsim un foarte mult joc de fantezie, pentru că asta este calitatea dumneavoastră, să vă jucați cu fantezia, să scoateți din fantezie și cu ajutorul fanteziei să aduceți la suprafață forme, expresii, elemente care v-au marcat existența cândva sau o marchează și acum. Și toate se recunosc în expoziție, încât aș spune că toți artiștii care participă aici, în ciuda diferențelor care sunt și îți atrag atenția când vezi expoziția, că este o diversitate extraordinară, această diversitate nu este eclectică, este o diversitate organică. Se acceptă componentele, se tolerează, deci e un eclectism, dacă vreți, tolerant, dacă se poate spune așa. Dar nu e vorba de eclectism. E vorba de o diversitate stilistică care este realizată unitar. Și probabil că așa s-a întâmplat, nu știu dacă domnul Cumpătă a făcut o selecție specială, dar s-a întâmplat ca să fie bine. Artiștii noștri, oricum, sunt deosebiți, se complementează unul pe altul, într-un fel sau altul. Deci, da. Selecția se face pentru oamenii buni și natural. Și natural. Și aici le face implicit cu o selecție naturală. Deci cine se aseamănă, se adună. Exact, pe principiul ăsta. Mă rog, cam atât despre... Nu vreau să vă spun mai mult, pentru că stați în picioare și e greu. Acum, înainte de a... Am câteva cuvinte despre următoarele evenimente la care sper să participați. Unul dintre ele, aproape din cele mai importante evenimente ale anului, în spiritul de sărbătorilor de iarnă, va fi expoziția Artiștii ajută artiștii, unde fiecare artist poate să participe la expoziție în urma unei taxe sau, dacă nu, poate să doneze acea lucrare care intră în patrimoniul IAR, lucrare pe care vom încerca să o valorificăm și să ajutăm astfel artiștii tineri care au posibilități materiale reduse, să ajutăm asociația IAR să pună pe picioare programele la care lucrează. Deci, o să primiți notificări și vă rog să încercați să fiți, ca totdeauna, cu sufletul de artist lângă noi și de data aceasta. Acum să citesc diplomele, după care am să mulțumesc sponsorilor noștri și dumneavoastră pentru că ați fost lângă noi. Foarte mulți dintre artiștii care participă nu sunt aici, fiind din alte țări sau din alte regiuni. Dar cei care sunt prezenți, vă rog frumos să veniți, să vă luați diploma și afișul și vă așteptăm și data viitoare. Anghelescu Cristina.
Avadanei Trofinominița. Balica Ecaterina. Bâzulenuța. Bichescu Constantin. Bărău Petru Ilie. Bărău. Caron Gorban Gabriela. Cojenel Elena. Cojocaru Bianca Georgiana. Cucinski Gabriela. Dominte Merișor Georgeta. Doroftea Madalina. Francescu Iulia. Galoriu Liliana. Gelelețu Marian Dănuț. Ichim Silvia. Ionescu Florența. Lebejoară Ovidiu. Magalicean Elena. Macarie Crenguța Corina. Mihaila Elena. Mihaila Mila Nicolae. Munteanu Bodă Ștefan Cătălin. Neagu Iareș. Negoiescu Cela. Nicolae Costel. Nicolau Cornelia Luminița. Monica Stelian. Și Monica Iris. Păcurar Adriana Claudia. Baia mare. Pendefunda Eleni. Prisăcaru Cornelia. Robu Calistrat. Rusu Marinela. Mulțumesc, felicitări pentru realizarea acestui eveniment. Mulțumim, doamna profesor. Sârbu Elena. Simon Viorica Stella. Sunt cu Petrica. Stoian Adrian. Stoian Ionescu Georgeta. Stoian George. Stoian George. A, de aici?
Și sugiunea aia. Dragii mei, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumesc domnule Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu, care avem o relație deosebită, aceasta fiind, v-am spus și o repet, casa noastră. Zi de zi suntem aici și încercăm să fim alături de voi și sper că și voi alături de noi, să încercăm să construim împreună ceva mai bun și mai frumos. Mulțumim domnului Petru Fresile, directorul la Tele Moldova Plus și Prima TV, domnului Max, prietenul nostru, care ne ajută de fiecare dată, și domnului Remus Deleanu de la Cotnar, care, pe lângă faptul că este un prieten foarte bun, în seara aceasta ne oferă și un vin deosebit din colecția Colombiei. Deci vă invităm la un pahar de vin, vă mulțumim încă o dată, mulțumim domnului profesor, la mulți ani tuturor care se bătrâiesc mirați și aveți.